În aceste zile este prezent la Universitatea Aurel Vlaicu profesor universitar dr. Vinod Madan, consilierul președintelui Universității din Kalasalingam, India. Colaborarea cu universități din India a început în urmă cu câțiva ani. De atunci au avut loc vizite și delegații reciproce. Este o surpriză și pentru noi venirea domnului Vinod Madan. Este consilier pe relații internaționale a președintelui Universității Indiene la care noi am fost invitați. Este o personalitate științifică, pe de o parte, fiind profesor la mari universități din America și din Canada, dar în același timp este și un excelent ambasador al Indiei spre Europa prin relațiile internaționale pe care le promovează universitatea. Universitatea a semnat parteneriat, un memorandum în ceea ce privește schimbul de cadre didactice, schimbul de studenți, dar mai ales pe ceea ce privește proiecte de cercetare între cele două universități. Este o colaborare de succes, iar prezența domnului Vinod Madan, consilier pe relații internaționale al președintelui Universității Indiene, vine să întărească și mai mult colaborarea dintre Universitatea Aurel Vlaicu și cea din India. Am venit aici pentru a da startul unor proiecte în domeniul medical. Vom începe în prima fază cu un proiect, dar sperăm să fie extins pe o perioadă mai lungă și să avem mai multe colaborări cu Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. S-au pus astfel bazele dezvoltării și implementării unor proiecte în domeniul cercetării, capitol la care Universitatea Aurel Vlaicu din Arad face performanță. Suntem bucuroși pentru a treia vizită a profesorului Vinod Madan la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Foarte importantă vizită care va însemna demararea unor proiecte științifice pe linia prelucrării semnalelor, a semnalelor medicale, a diagnozei automate în cazul bolilor, deci foarte multe pe medicină și în general pe electronică și senzori. Dorim să întărim această relație prin extinderea ei și în alte universități unde domnul profesor Vinod Madan are prieteni cu care colaborează de foarte mulți ani și care participă deja în conferințele noastre organizate începând de acum 2 ani de la Szeged. Vinod Madan este o personalitate științifică pe de o parte, predând la mai multe universități din SUA și Canada, dar în același timp este și un excelent ambasador al Indiei spre Europa prin relațiile internaționale pe care le promovează Universitatea Indiană.